Mii de soluri. Este tot ce am găsit în sinagoga distrusă. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe lumea și cei ce locuiesc, căci El l-a întemeiat pe mări și l-a întărit pe râuri. Mi-a adus ceva prețios. Acest psalm a fost scris de David. Vom lua aceste suluri și le vom duce la profetul de la Qumran. Trebuie să ne asigurăm că sunt puse în siguranță, ca să nu fie arse sau luate de vrăjmași. Parfum din sinagogă? Încă 30 de ani este bun acesta. Nu mai era nimic acolo? Nu, domnule. Sinagoga și cetatea erau distruse și arse. Ar trebui să-i plătești, Gad. Este foarte târziu. Uite aici, exact cât ne-am înțeles. Călătorie plăcută vă doresc! La revedere! Domnul cu voi! Mâine vom pleca la Basora. Peste 6 zile vom fi în Babilon. Sper să nu întâlnim furtuni de nițip. Mie mi-este frică mai mult de bandiți. Facă-se voia lui Dumnezeu! De data aceasta avem cu noi lucruri foarte valoroase. Îi văd, tâlharii! Unde sunt? Nu-i văd! Sunt în dreptul soarelui, privește cu atenție! Haide! Înainte! Înainte! Atacați! Nu te mișca dacă vrei să rămâi în viață. Ce vom face cu sacii cu suluri? Chiar dacă va trebui să merg până la capătul pământului, tot le voi găsi. Trebuie să mergem după ei. Nu avem de ales. Dar ne vor vedea. Nu ne putem ascunde. Vom fi atenți. În timpul nopții vom încerca să câștigăm timpul pierdut în timpul zilei. Știu unde merg. Să mergem să recuperăm sulurile din Babilon. Mirodenii din Orient. Mătase din Damasc. Fii corect la negoți, fii corect. Să o facem înțelegere. Ai pâine? Găin cu gâtul gol. Nu, dar doar pe aceasta. Suluri. Costă prea mult, nu mă interesează. Scrierile sfinte sunt pe masa tâlharilor. Frații din Babilon ne vor ajuta. Nu putem să permitem acestor păgâni să pângărească cuvântul Domnului. Să mergem, să nu pierdem vremea. Fratele meu, ar fi mai bine să mergem.
Hai. Bună ziua, ce părere aveți? Nu sunt prețioase aceste sururi? Da, sunt foarte frumoase. De unde le ai? Le-am adus din Basur. Au fost foarte scumpe. Am plătit o grămadă de bani unui israelit pentru ele. Era bătrân acel israelit? Câți ani avea? Avea peste 70 sau sub? Nu știu. Ți-am spus că era foarte bătrân. Era pe moarte. Și tu ești pe patul de moarte. Nu știi lucrul acesta? Ce vrei să spui? Știi foarte bine ce se face hoților în această țară. Li se taie mâinile și sunt spânsurați. De ce îmi pui această întrebare? Te-am întrebat pentru că vroiam să știi că vei fi spânzurat. Ai furat aceste suluri de la niște negustori cinstiți. Apoi ai omorât pe malurile fluviului. Milă! Milă! Aveți milă! Tată, va mai dura mult? Nu, gata, ar trebui să ne apropiem deja. Vei vedea că suntem aproape acolo. Este scump, este scump. Încă era mai ieftin. Asta nu e bună, dar e scumpă. Ia de la mine 4 saci de sare. Ne apropiem deja. Suntem aproape acolo. Ehe, Ben Eleazar, ce bine îmi pare să vă văd. Și mie, frate. Pace. Am un dar pentru tine. Hai cu mine, Marele Învățător te așteaptă. Acesta este un dar extraordinar. Fiecare rând scris de profeți și de scribi care au trăit cândva ne descoperă cuvântul Domnului. Cuvântul Domnului? Să-l ascultăm. Da, să-l ascultăm. Dumnezeu își îndreaptă privirea să caute un om neprihănit. Duhul lui va fi peste cei săraci. Prin puterea lui va reface pe cei slabi. Vom citi despre istoria poporului Israel, despre istoria poporului Dumnezeu, ca să nu o uite. Dacă am primit aceste cuvinte după o călătorie îndelungată, poate că e un semn că Mesia va veni. Dar cât de aproape este? Ai putea să ne spui? Nu vă pot spune lucrul acesta. Unde mergeți voi? Voi? Unde mergeți? Merg în Babilon, frații mei. Noi mergem la Ierusalim să vedem noul templu ridicat de Irod, dar mai înainte de aceasta, mergem să aducem câțiva oameni care doresc să trăiască în sărăcie. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Iosua, îi las pe frații tăi în grija ta. Știu că și ei sunt neprihăniți ca și tine. Fii tare și rămâi credincios Domnului! Thank you.
ce înseamnă asta? Sunt numere romane. După numărătorile lor sunt 82. Ia uitați-vă, vin niște ostași. Cine sunteți voi? Unde mergeți? Suntem izraeliți și mergem la Ierusalim să vedem noul templu țidit de Irod. De unde veniți? De la Marea de Sare. Voi de unde veniți? Nu păreți a fi soldați romani. De unde sunteți? Venim de la un mare lac din Panonia, apă dulce și proaspătă, un loc frumos. Sunt în regulă, comandante. Spre templu. Sper ca și voi să vă puteți întoarce într-o zi la lacul vostru, prietenii mei. Fii sigur. Când voi pleca din armată, mă voi întoarce la casa tatălui meu. La revedere, israeliți. Să aveți o călătorie plăcută. Nu înțeleg de ce le permite Dumnezeu acestor romani să supună ținutul nostru. Și de ce îi permite lui Rod, fiul lui Antipate, redomitul, și al lui Cipru, fica unui arab, să domnească peste Ierusalim? Unde este dreptatea lui Jehova? Nu vorbiți așa, frații mei. Va veni timpul dreptății. După o perioadă de corupție și păcat, urmează întotdeauna părere de rău și convertire. Aceasta este istoria poporului nostru. Am așteptat prea mult timp. Vremuri bune. În templu sunt preoți leneși și corupți, așa spune profetul. Ei aduc lui Dumnezeu animale bolnave și fără valoare. Nici măcar nu respectă porunca cu privire la odihnă în ziua de sabat. Însă pretind că fac lucrul acesta. Sunt sigur că situația aceasta nu va dura pentru totdeauna. Sunt sigur că se va schimba. Dumnezeu va veni și va face dreptate. Tatăl meu mi-a spus că oamenii săraci nu pot să-și plătească datoriile. Așa că sunt făcuți sclavii celor cărora le datorează bani. Dumnezeu ne-a dat în mâinile vrăjmașilor noștri ca să ne învețe o lecție, pentru că am păcătuit împotriva Lui. Da, așa este. Este timpul eliberării noastre și este aproape. Domnul va veni. Nimeni nu știe timpul venirii Lui, însă El va veni cu siguranță. Acum trebuie să ascultăm de legea lui Dumnezeu, trebuie să ascultăm de regulile lui, să-l onorăm, să-l binecuvântăm, să-i cerem să aibă milă de membrii comunității noastre care sunt lipsiți de respect. Cu siguranță, noi trebuie să fim un exemplu chiar și față de cei neprihăniți. Nu putem risca să lăsăm neascultarea să se extindă. S-ar putea ca Dumnezeu să lepede pentru totdeauna pe poporul său și atunci vom fi pierduți. Salvatorul va veni. El va fi o odraslă din tulpina lui Ișai, din casa lui David. El va fi numit Emanuel, care înseamnă Dumnezeu cu noi. El va veni și va face dreptate fraților noștri. Scrierile sfinte spun lucrul acesta și eu cred ceea ce spun ele. Veniți și admirați templul din Ierusalim. Regele Solomon, fiul lui David, l-a construit din porunca celui atotputernic și l-a acoperit cu aur. El a fost distrus din cauza răutății oamenilor și invincibilul Irod, regele lui Iuda, l-a construit iar pentru gloria Ierusalimului la porunca senatului roman. Toate popoarele trebuie să laude generozitatea regelui care l-a construit. Opriți-vă! Puteți să intrați doar în curtea neamurilor dacă nu sunteți circumciși. Nu puteți să intrați? Ar fi o profanare și un mare sacrilegiu. Nu te teme, prietene. Vom asculta de regulile voastre pentru că suntem aici în interes de afaceri. Nu avem niciun motiv să încălcăm aceste reguli. Mirodenii din Orient, mirodenii, sare, mătase din Damasc. Am auzit că aici se fac afaceri bune. Acesta nu e un templu, ci piață. Unde este adevăratul templu? Nu fi surprins. Noi am fost dintotdeauna negustori. Dincolo este locul sfânt. Privește! În turnul acela sunt soldați romani.
Acela este turnul Antonia. De acolo, romanii veghează peste templu și peste cetate. E foarte ciudat. Deci ei nu au încredere absolut deloc în regele Irod? E bine să ai încredere, însă este și mai bine să nu ai încredere. Irod știe asta. Foarte ciudat. Nu-mi vine să cred. Acel grup de saduchei sunt învățători ai legii și scribi. Am auzit că saducheii sunt foarte bogați. Saducheii fac parte din aristocrație. Marele preot este ales din mijlocul lor. Ei mai sunt și foarte buni prieteni cu romanii. Regele Irod, fiul lui Antipater, este un rege extraordinar. Dar el nu este evreu? De ce e apărarea? Pentru că el ne-a ajutat poporul. El a construit Marețul Templu din Ierusalim. Trebuie să-i fim recunoscători. El este prietenul nostru și apărătorul nostru. Este un om cu foarte mare putere. Te-ai gândit la taxele și la birul pe care îl plătim? El este egoist. Noi plătim totul. Ați uitat cum Cneus Pompeius a venit cu legiunea lui de la Roma, cea mai coruptă cetate din lume? Noi ne bucurăm de respectul romanilor acum. Respectul lor este important. Mai important decât orice taxă pe care o plătim. Noi ne bucurăm de respectul romanilor acum. Dar i-au pus stăpânire pe tot ținutul lui Israel și Iuda și ne exploatează. Ești orb? Chiar nu vezi ceea ce fac ei? Ei sunt în fortărețe și veghează asupra tuturor lucrurilor ce se întâmplă. Ei sunt gata să ne apere templul, să-l apere pe marele preot. Mai presus de toate, sunt gata să vecheze de afacerile noastre ca să se desfășoare condiții bune. Nu este acesta un lucru important? Greșesc eu? Nu este acesta un lucru important? Este un șarlatan, plătit de Irod. Haideți să plecăm de aici. Uite că vin! Vin, vin! Frate! Bine ai venit! Spune-i marelui învățător că știu inima acestor băieți. Sunt generoși și vor să părăsească Babilonul, adică Ierusalimul. Călătoria lor va fi lungă. Va trebui să treacă prin întuneric. Nu te teme, Iosua, ei știu lucrul acesta. Dacă vor rămâne credincioși lui Dumnezeu, Duhul lui nu-i va părăsi niciodată. Să ne rugăm pentru sfinții lui Dumnezeu. Să ajungă strigătul meu până la tine, Doamne. Dă-mi pricepere după făgăduința ta. Să ajungă cererea mea până la tine. Izbăvește-mă după făgăduința ta, buzele mele să vestească lauda ta, căci tu mă înveți care sunt orânduirile tale. Să cânte limba mea cuvântul tău, căci toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să-mi fie de ajutor, căci am ales poruncile tale. În Ierusalim, mare învățător, am văzut că se naște Babilonul. Poporul lui Dumnezeu este pierdut și tare confuz. Nu este prima și nu va fi nici ultima dată când poporul va sta în întuneric. Ei vor ajunge să vadă lumina. Poți fi sigur de lucrul acesta. Va fi o vreme doar pentru cei neprihăniți aici? Va veni și ziua aceea. Până atunci, noi trebuie să avem grijă de aceste suluri scrise de pana inspirată a celor pe care Dumnezeu i-a ales ca martori ai săi, pentru ca să nu se piardă nimic din cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte, la început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Pământul era pustiu și gol. Peste fața adâncului de apă era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Și Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. El a despărțit apele care sunt de desubtul întinderii de cele de deasupra întinderii. El a creat stelele, soarele și luna și toate animalele care se mișcă pe pământ. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, parte bărbătească și parte femeiască. Dumnezeu a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Adam și Eva au fost primii oameni, însă ei au fost ispitiți de șarpe și alungați din grădina Eden, pe care Dumnezeu o crease pentru ei. Aceste lucruri au fost scrise în aceste suluri de-a lungul secolelor.
Ele păstrează istoria prețioasă a poporului nostru. Ele sunt cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, istoria strămoșilor noștri. La început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Pământul era pustiu și gol. Peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Viața lui Avram, Isaac și Iacov și viața lui Moise, care a scăpat poporul nostru din robia egipteană după 430 de ani de sclavie, pentru că Dumnezeu a poruncit lucrul acesta. Dumnezeu a poruncit evreilor să țină Paștele și să ungă cu sângele mieilor ușorii ușilor. În noaptea aceea, el a trimis pe îngerul lui, care a ucis pe întâi născuți ai egiptenilor. În felul acesta l-a forțat pe faraon să se supună voii lui, iar israeliții au început o călătorie lungă prin Marea Roșie, către țara promisă a Canaanului. Aceasta este istoria legământului făcut de Dumnezeu, care este scrisă în aceste suluri. Să ne rugăm acum. El este Dumnezeul meu și eu vreau ca să-L laud. El este Dumnezeul tatălui meu și eu vreau să-I aduc slavă.